Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Weekendul Horror, unde o să aruncăm o privire peste joculețul numit Granny. Haideți că-l știți cu toții, l-am terminat noi data trecută și uite bă ce dă bunica din cap, ești nebun. O să dăm pe play și astăzi vreau să facem ceva mai diferit, adică dacă nu ați văzut episodul anterior, noi am terminat jocul pe dificultatea easy. Da, iar de data aceasta o să încercăm pe cea mai grea dificultate ca să facem diferența. Deci, pe cea mai grea dificultate, v-am zis și în episodul anterior, bunica merge foarte, foarte repede și sunt mult mai multe încuietori pe ușă. Desigur că eu nu o să am cum să scap în episodul acesta, dar ne jucăm așa la distracție să vedem care este diferența. Haideți să dau click, continue, nu știu ce ne zice, tip, be quiet, she hears everything. Wow, keep in mind that if you drop objects, astea le știm deja. Haideți să începem, ce să mai? Până o să începem noi, vreau să menționez ceva foarte rapid. Un prieten de-al meu face un giveaway cu ceva bănuți, $100 mai exact, și plătește el acolo câștigătorul prin diferite modalități precum PayPal și știți că nu prea fac eu promovări de obicei, dar m-a rugat să o fac și abar n-am, probabil o să pun undeva pe screen, pe ecran. Aveți în descriere, hai să mă fac și eu sub pat cât timp vorbesc despre asta, aveți în descriere un link către giveaway și în linkul respectiv veți găsi task-uri, adică veți găsi obiective, de exemplu să te uiți la un videoclip, să te abonezi la canalul lui, să-l urmărești pe Twitter, etc. etc. Și fiecare sarcină de genul acesta îți crește șansele ca să câștigi premiul respectiv de $100 și din ce am înțeles va adăuga câte o sarcină nouă în fiecare zi. Deci nu vor fi doar alea 3 pe care le vedeți, vor fi din ce în ce mai multe. Deci dacă sunteți interesați, link în descriere. Acum haideți să revenim noi la episod și pentru că jucăm pe o dificultate foarte, foarte grea, Granny aude absolut orice și nu numai că aude, dar este și foarte întuneric. Ok. Am dropat și dar nu zică nimeni nimic, că mă concentram. Stare curios dacă mă vede. Mamă, cât de repede merge babalica! Ești nebun la cap! E că dau sunetul puțin mai tare. Nu mai că merge repede, nu fă nimic! Am auzit-o că a pus o capcană. Oh, ok. Ia, dacă mă bag aici, oare... Nici nu știu, a venit după noi, n-a venit după noi. Am înțeles că scârție podeaua? Mama, acum jocul ăsta chiar e horror, ești nebun? Ai, aici. Bunii, un... ne-a auzit bunii. La o parte, băieți. La o parte că ne-a auzit bunii și ne dă bine. E să ne băgăm pe aici? Dacă aș găsi cheia... Dar degeaba o adormim, am înțeles. Vreau să văd ușa, să văd câte încuietori are acolo. Nici măcar nu știu ce vreau să fac în episodul de azi. Oh, baterii? Ce ne va faci cu bateriile? N-am văzut niciodată în joc baterii. De asemenea vreau să vă mulțumesc pentru susținerea de la episodul anterior, s-au strâns o groază de like-uri. O aud? Cred că e în spate. Ia, că vine încoace. Știți că ea merge foarte repede acum. Ar trebui să vin aici ca să pun asta la loc. Mă aștept ca eu atunci când arunc ceva pe jos ea să vină mult mai repede pentru că se mișcă repede. O aud undeva deasupra. Apar n-am, îi aud bași, ceea ce e interesant. O fi pe aici? Ba, știi ceva? Vreau să testez o chestie. Ia, hai să ne ducem în zona aceasta. Bă, chiar mie, nu mi-e frică, dar... E un sentiment foarte ciudat, pentru că nu știu unde e. Adică, efectiv, e dubioasă treaba.
Ok. I-a stupat acolo? Înseamnă că o să vină dacă ieșim, nu? Dacă facem zgomot. Asta e pe afară, ești nebun? M-am și speriat să-mi bat picioare, am crezut că am mutat-o aia. Bunii! E pe afară bunii sau nu? Nu, nu e. Mi-a zis în comentarii că pot să intru pe geam și de-aia am venit aici ca să inspectez. O, pe F. Nici eu nu mai știu butoanele. Ok, deci ne ascundem aici. Vedem ceva lumină acolo. Interesant, pentru că dacă nu apăsam pe... modul întunecat nu era... Mi-a zis că pot să intru pe geam aici, dar cred că m-a spăcălit. Ce are, bă, merge eu? Pă, ok, imediat a ajuns lângă tine. Plecă-mă de aici, n-ai cum cu o bunicuță asta, e nebună. Și am oprit și eu aerul condiționat. A luat-o razna, pe bune. Deci bunica a intrat în priză. Tu-mi spui mie. Ok. Că poți să... termin jocul ăsta pe această dificultate? Și cu două încuietori în plus la ușă? What? Vă ați văzut măcar cum merge bunica? Uitați-vă și voi la... Aba, n-am. Cu dinții așa și cheală în cap. I see you. Mă vede bunii. Bun. Habar n-am. Bun, episodul acesta pur și simplu să ne amuzăm așa cu bunica. Adică nu o să facem prea multe. O, cameră! Mă campează la ușă? Nici din cameră nu pot să plec. Ok, în a treia noapte știu că pot să plec pentru că e ușa descuiată. Cred că glumești cu mine. Huh. Ok. Măcar vreau să văd ușa. Asta e un puțin. Ok, bunii, dă-te la o parte, mă duc jos de tot. Ce, bă, pe ușa aia? Ești nebun? Pleacă, bă, ușa e dementă. Voi ați văzut ce era acolo? Zici că e un save ăla de la bancă în care sunt milioane de euro. Nu că ești dintr-o cocioabă de lemn. Și v-am spus, mie mi se pare amuzant pentru că sunt un miliard de încuietori pe ușă, dar poți să ieși pe geam? Da, chiar oare poți să ieși pe geam? Ce mai vrei de la mine? M-am ascuns. Spune-mi tu ce aș fi putut să fac în situația aia. Voi ați văzut-o pe bunica? Era jos la parter. Pau! A luat o viteză. Ești nebun? Mai ceva ca voi dimineața când vă duceți la școală. Și nu ai râde așa. N-ai mă cum cu bunica asta. N-ai cum. Pleacă-mă de aici, dacă și când te ascunzi vine după tine. O să iau ursulețul ăsta, căci că bate inima când e aproape bunica. Dar mi se pare că vine după tine dacă ai ursulețul. Ia fiți atenți. O să vină fix la noi, o vedeți? E ciudat. Deci când ai ursulețul, vine după tine. Și dacă l-arunc pe jos, pleacă. Pleci bunii, ne lași în pace? Bă, se pare că nu ne lasă în pace. Bă, n-am plecat. Și acum? Bă, cum? N-ai bă, cum așa ceva? Adică eu m-am chinuit pe easy să bat jocul, să-l termin. Pe extrem? E trilulilu bunica, cred. Și pe telefon. Acum ești pe calculator, știi, parcă mai e ușor, dar și... pe telefon, cu degetele pe ecran. Game over.
Ok. Oh, nu poți să scoți... Ok, deci pe extrem nu poți să faci să nu mai fie întuneric. Doar pe hard. Ok. Ia, pe hard. Granny moves a bit faster. Deci la dificultatea normal, mi se pare că ea se mișcă la același nivel cu tine. După aia la easy merge mai încet și la hard a bit faster. One extra lock. Hai să jucăm pe o dificultate grea, dar fără întunericul ăla. Bă, nu știu, e prea greu jocul. Deci pe bune dacă nu e greu. Și am văzut youtuberi care au terminat jocul pe extrem. Nu zic nu, nu zic că e imposibil, însă poate nu mă pricep eu la joc, poate sunt modalități mai ușoare să-l termin, dar pare foarte greu. Adică, cum să vă explic eu vouă, până în punctul în care jocul nu mai e distractiv, dar desigur că poate pentru unele persoane e distractiv și pe cea mai dificultate, cea mai mare dificultate. Pentru mine, nu, adică pentru mine jocul a fost distractiv pe dificultatea easy. Cel mai ușor, unde chiar puteam să fac progres. Și chiar și acolo mă cam stresam. Tot merge repede, vedeți, dar gândiți-vă că merge puțin mai încet decât pe extrem. Și tot merge repede. Ah, da. No, cred că era, cred că pe dificultatea extrem tot era itemul acolo care strălucea, dar nu-l vedeam noi că era întuneric. Deci nu aude când deschid uși. Aruncă cu capca. Ce mă? Și pe care am făcut zgomot, că am întors ușa așa, dar m-a simțit, ia. Bum, s-a întors. Știi, desperi foarte tare. Adică îmi dă așa un sentiment ciudat. Bă, vine spre tine prea repede, deci exact ca în filmele alea horror. Știi, când jucam pe... Oh my god. Când jucam pe... Ia, oare mă vede dacă stau aici? Cred că da, pentru că vine direct spre mine. Când jucam pe dificultate easy, mergea încet bunica, exact ca o bunicuță. Nu te speriai, dacă vezi că vine așa după tine, bă. A intrat în priză nebuna. Bunii, nu e nimeni acasă, pleacă. A răgâi bunica, ești nebun? Abar n-am ce-a făcut. Adică uite-te și tu, mă depistează, fiți atenți. Eu credeam că dacă te ascunzi nu te mai vede, dar probabil odată ce te-a văzut știa unde ești. Nu știu ce e chestia aia de jos până sus, nu știu ce e capcana aia. Și dacă nu știați, bunica vine întotdeauna din subsol. Interesant. Și ce nu e chestia aia de acolo? Holy shit. Mă duc să iau iarăși ursulețul să vedem cât de repede ajunge la noi. Vedeți, probabil pe dificultatea normal mai e o capcană în plus pe care noi nu știm de ea. Pentru că am jucat pe easy și probabil pe hard încă un an plus și tot așa. De cine mă nu se deschide? Ia. Bunii. A, uite cheia. Safe key. E nebuna femeia asta. Ia-ți ursulețul și gata. Adică, nu înțeleg care e rostul ursulețului, ci că el te ajută să-ți dai seama unde e bunica, pentru că auzi bătăile inimii, dar cu cât e mai aproape de tine, cu atât mai tare. Dar vine instant la tine bunica. Mi-a zis că dacă pun ursulețul nu știu unde, o să apară fica bunicii sau ceva. Habar n-am, poate să facem asta pentru episodul viitor. Dăm pe o dificultate mai ușoară. Deci bunii nu mai e aici. E interesant că poți să intri pe geam în casă. Dacă aș fi știut și eu asta, aș fi terminat jocul mai repede, să zic așa, pentru că m-am chinuit de multe ori să merg acolo pe sub căsuța aia, pe unde ești. Cu cioabă ce ne-a fi. Da, nu știu, nu prea mai sunt multe de explorat. Trebuia să fi luat cheia de la safe. În rest... Acum am păcălit-o pe bunica, că ea o să vină jos, noi ieșim deasupra și intrăm pe geam. Dar nu facem mare chestie. Adică eu mergeam non-stop pe drumul acesta, nici măcar nu poți să alergi, trebuie să mergi ușor. Au venit greierii. Avem ușă cu senzor, ești nebun ca la Peco. Adică eu la cine trebuie să ies din casă? Am ieșit deja din casă, nu se termină jocul? Vreau să spun că nu. Chiar nu-mi dădeam seama că poți să intri pe geamul ăsta. Abar n-am cum s-a prins lumea. Cred că sunt persoane care... Hey. I-am văzut umbra, vine. Bunii, nu!
N-ați văzut și voi umbra aici sau mi s-a părut doar mie? Cred că a făcut așa. S-a dus prin bucătărie sau prin holul acolo. Și n-a luat prin partea cealaltă. Da, nu e absolut. Nu avem nicio șansă. Deci măcar să deschidem o încuietoare. Pentru că bunica merge extrem de repede și podeaua scârție și vine după tine bunica. Tu nici măcar nu auzi pe bunica decât uneori mai vorbește ea pe acolo. Habar n-am, e mult prea greu, băieți. Este într-adevăr mult prea greu. Așa că o să ne oprim aici. A fost așa un episod mai mult la distracție. Să vedem cam cum e jocul pe o dificultate foarte grea și e cum mă așteptam. Extrem de greu. Nici măcar mai distractiv. Bine, e distractiv acum când ne prinde bunica, dar când chiar încerci să termin jocul... Da. Bun. Eu vă mulțumesc vouă pentru atenția acordată și poate mai facem un episod data viitoare cu Granny în care încercăm să ducem ursulețul acela de pluș sus la etaj unde este locul. Cred că o să fie destul de dificil, dar o să încercăm. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vom vedea data viitoare. Pa, pa!